În aceste zile de cod galben, de caniculă, zăpușala se simte nu doar afară, dar mai ales în transportul public. Este o problemă nu doar pentru pasageri, dar și pentru șoferi și taxatori, care chiar și pe perioada temperaturilor ridicate sunt nevoiți să poarte mască de protecție. Și asta pentru că nu toate troleibuzele și autobuzele din capitală sunt dotate cu aparate de aer condiționat. Călătorii se plâng că deseori se simt rău din această cauză, dar singura lor soluție este să se răcorească la geamurile deschise. Autoritățile însă strâng din numeri și susțin că problema va dispărea doar atunci când toate mașinile vechi din dotare vor fi schimbate cu cele noi. Zăpușeala este o mare problemă pentru oamenii care călătoresc cu transportul public în aceste zile de caniculă. Greu le este mai ales celor care se deplasează în orele de vârf atunci când troleibuzele și autobuzele sunt pline până la refuz. Jarcă, neudobnă, все говорят, что мы европейская страна, идем в Европу, но при этом необходимо, конечно. Вот касается aici lângă fereastră, ca să puteți respira mai ușor. Da. Vă ajută asta sau nu prea? Un pic. Este. În unul din troleibuzele vechi, în care chiar și ferestrele se deschideau cu dificultate, l-am surprins pe acest domn venit la noi în vizită din Franța. Acesta ne-a povestit că împrejurimile îi amintesc de vremea sovietică, când nu erau aparate de aer condiționat. În Franța, la même chose, cum se? Но кондиционер. У них во Франции везде кондиционеры для людей. Iar în acest troleibuz, oamenii se sufocau de căldură, deși era dotat cu aparat de aer condiționat. Da, lucrează. Ia că trebuie să discutăm cu șoferul nostru. Dar nu lucrează așa întotdeauna? Nu întotdeauna cu lecuțel. Acum și o secundă. Clar. Astfel, aparatul a fost pornit abia după ce echipa TV8 a solicitat acest lucru. Crează. Da, așa, chiar la fiecare călătorie am pornit. Da. Situația era similară și în autobuze, unde, din cauza căldurii, taxatoarea și șoferul au refuzat la măștile de protecție. Așa venit, de nevoie și și cu mască toată ziua, îmi dau seama că e foarte greu. Așa. Dar ce să facem noi? Pasagerii nu se plâng de asta. Ei nu se plâng, se plâng. Pot la Israel, în Germania, în serviciu. Condiții normale, da, aici. Am văzut caz chiar real în troleibuz când o leșina din cauza asta. Era mască, era cald, nu era aer condiționat și leșinat. Așadar, din 5 mijloace de transport public cu care a mers echipa noastră de filmare, doar în unul singur am simțit aerul mai răcoros. În general este foarte greu. De aer nu prea este, multă lume. Aici e mai răcoare, e mai bine. Sunt troleibuze noi, de ce și este aer condiționat? Conform datelor Regiei Transport Electric, din 420 de troleibuze, doar 108, cele aduse recent, sunt dotate cu aparate de aer condiționat. Credeți-ne că se fac verificări zilnice, dar din 100 de unități există probabilitatea și, într-adevăr, avem situații când acestea se defectează, ei lucrează la capacitate maximă. Aceeași problemă există și la parcul urban de autobuze, unde 42 de unități sunt dotate cu aer condiționat, iar încă aproape 100 sunt vechi și nu sunt atât de performante. Буквально до конца года будет введено в эксплуатацию 100 новых Isuzu, 58, которые мы получили из Европы с пробегом. И плюс те 31, которые ранее мы получили, все будут с кондиционерами. Conform datelor Serviciului Hidrometeorologic de Stat, în intervalul zilelor de 16-19 august, în orele amiezii se prevede vreme caniculară cu maxime termice de plus 33 grade Celsius și mai mult. În acest context, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis o atenționare în care îndeamnă oamenii să respecte regulile antiincendiare și să nu utilizeze focul în spații forestiere. În caz de situații de risc, persoanele sunt rugate să apeleze pentru ajutor serviciul 112.